Intrăm pe un teren foarte sensibil aici, pe terenul doamnelor și domnișoarelor, care nu sunt dispuse să facă foarte multe compromisuri în ceea ce privește criteriile de alegere a garderobei și în mod deosebit a încălțămintei. Cu siguranță, fiecare tip de picior poate beneficia mai mult sau mai puțin de anumite caracteristici specifice ale unei încălțăminte. Sunt persoane care pot purta un balerin fără să dezvolte niciun simptom sau deformație a piciorului. Sunt persoane care, datorită unor variațiuni de formă, morfologia piciorului, nu pot beneficia de o astfel de încălțăminte fără a se supune riscului de a dezvolta anumite sindrome dureroase sau chiar leziuni, respectiv dureri și chiar patologii la nivelul piciorului. Prin urmare, cred că prima regulă în a stabili ce tip de pantof ni se potrivește este un consult la un podiatru. Podiatrul este în măsură să înțeleagă în ce măsură, în funcție de morfologia piciorului, de parametrii piciorului, o încălțăminte este potrivită sau nu unei persoane. În aceeași măsură, podiatru poate stabili care este înălțimea tocului potrivit pentru a facilita funcția piciorului, respectiv a prescrie indicațiile cu privire la caracteristicile încălțămintei în diferite tipuri de activități și în mod deosebit în activități sportive. Podiatrul poate facilita ca o persoană să-și aleagă corect pantoful după niște caracteristici bine definite și în același timp poate evalua cu metode atât clinice cât și mai avansate, precum evaluările parametrilor temporospațiale ai mersului, respectiv evaluări pe placa de presiuni sau pe platforme de forță, în ce măsură funcția piciorului poate sau nu beneficia de anumite tipuri de încălțăminte.